Bun venit la Starea Zilei. Ceva frumos. A apărut în sfârșit motivarea pentru condamnarea lui Darius Vâlcov. Da, jenant, nu doar jenant, ci și ilegal, că ea vine după mai bine de un an de la condamnare, când termenul e de 30 de zile. E bine să spunem și aceste lucruri, că eu dacă fac o ilegalitate mă arată toată țara cu degetul. Judecătorii când fac una, îi doare la bască. E, oamenii spun că e dovedit dincolo de orice îndoială rezonabilă că Vâlcov a luat 6,3 milioane de lei de la un băiat pentru a-i da niște contracte. M-aș opri însă pe acele amănunte care ne arată cât de inteligent este Vâlcov. Dă, o lumină. O știți pe aia cu, domne, eu n-am card, n-am cont, n-am nimic. Și a fost întrebat, dar cine vă face rezervări, avioane, vacanțe, chestii? Prietena mea. Deci vă dați seama ce mare sabotor al băncilor e el? N-are card, dar se folosește de cardul prietenei. Wow, rebelule! E, știți ce se spune în motivare? Că Vâlcov avea un card cu 200.000 de euro pe el. 200.000 de euro, da, nedeclarați, nenimic. Dar faza cea mai tare acum vine. Darius Vâlcov, în timpul urmăririi penale, s-a supărat el așa într-o zi și a zis: bă, eu vreau test cu poligraful. Și face test cu poligraful. Ce credeți că iese? A ieșit la poligraf că minte. Vă dați seama că Darius se credea vreun spion, ceva, stăpânul emoțiilor și al transpirației. Bum, i-a ieșit minciuna prin piele. L-a trădat pulsul. Altfel, fraților, vă dați seama, 6,3 milioane de lei doar cu un nene? Ăștia dovediți că DNA a zis că e vorba de mai mulți bani. Noi vorbim de ce spune instanța de judecată, că e demonstrat dincolo de orice îndoială rezonabilă. Vâlcov mai are un dosar, da, tot șpagă, normal. Și știți cum se spune în popor? E, și asta sealea cu care l-au prins? Cam așa. Vă aștept de la 22:30 la Starea Nației.